Neranțula, de Panaiti Strati. Aveam vreo 16 ani când tata cumpără o căsuță pe o uliță veche din Brăila. Ne mutarăm numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo. Tata, ca de obicei, nu cumpăra decât case de răpănată, pe care le meremetisea și le vindea din nou primul amator. Asta era meseria, destul de bănoasă. Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale pălăvregeri de afaceri, în timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie, ciorovăindu-se cu lucrătorii care cârpeau și andramau. Eu, ca să mă mai distrez, aruncam cu tencuială în sosuri și sare în ipsosul zidarilor. Toată lumea se supăra și așa se mai schimba calimera. Viața devenea mai palpitantă. Făceam zmeie mari. Îmi plăcea să mă joc cu ele pe străzi, în capul gol, cu cămașa descheiată în bătaia vântului. Mereu singur. Singur. Deși nu eram nici fricos, nici sălbatic, dar mă temeam de pietrele azvârlite de alți strângari. Așa că, vrând nevrând, după schimbarea locuinței, renunțai un timp la plăcerea de a hoinări prin noua mahala ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile. În schimb, o preocupare neașteptată mi se oferi de la sine. Marco, Marco, ce-i cu tine? Te-ai sălbăticit de tot. De ce nu-ți mai înalți smeile tale cele frumoase? Mi l-a stricat imediat puștii de pe uliță. N-ai văzut, mamă? Umblă cu buzunarele doldora de pietre. Mai rău e că de dimineață până seara proiectilele astea ale lor zboară în toate părțile. Banii meresc și prin curțile oamenilor. Auzi, să-ți fie teamă să ieși pe uliță. Știu eu pe cineva care nu se teme de pietrele derbedeilor. Cine? Fetișca mea din curtea vecină. Ai văzut-o și tu, așa-i, băiete? Da, mamă, e grozavă. Ce mers are. Se mișcă ușor ca un pește în apa râului. Pe semne pentru că are de-a face cu apa. Cât e ziulica de lungă, aleargă împovărată de găleți, între pompa mahalalei și casele oamenilor. Le duce apă pe o para rândul, cu condiția să fie pline ochii gălețile. Mata, știi cine este? O orfană, așa spune lumea. Cum o cheamă? Nu știu, îi se zice Sacagița. Uite-o! Uite-o, așa face de fiecare dată când vine acasă. Își pune jos povara și e gata de zburdălnicie. Nu prea pare copleșită de corvadă ei, stăvitoare. E singură pe lume. N-a vrut să spună nimănui cine sunt părinții. Stana, bătrâna proprietăreasă care a cules-o de pe drumuri, mi-a spus că fata s-a prăpășit pe aici de vreun an. Lumea. Și-a potolit curiozitatea nesătulă. A botezat-o pe nepoftită Sacagița și gata, i-a întors spatele. Își vede mai departe de socotelile ei. Socotel de agonisit și de îmbuibare. Așa-i lumea, băiete, nu s-o faci tu mai bun. Lumea e prea grăbită, mamă. În loc să-ți arate toată căldura ei, te întreabă din fugă de unde vii, ce părere ai despre noi, ce ai de gând să faci în jocul nostru și pe urmă te uită. O să-ți treacă imediat furia pe toată lumea dacă am să spun că Sacagița s-a apropiat de gardul nostru. Hai, du-te, vorbește cu ea. Încearcă să-ți faci prietenă pe micuța asta singuratică. Am să încerc, mamă. Eu mă duc să-mi văd de trebuie. Hei, tu de acolo. Cu mine vorbești? Cine? Ia spune, de ce te joci mai în curte? De ce, Marco? Știi că mă cheamă Marco? Am auzit-o pe mama ta strigându-te. Dar pe tine cum te cheamă? Sacagița. Sacagița? Sacagița! Vă să zic că te împaci cu porecla asta. Și ce vrea? Fiecare e ceea ce e. Pentru tine, Marco, eu sunt o sacagiță? Pentru mine? Pentru mine, nu! Nu! Ce faci acolo? De ce smulgi gardul? Simplu. Ca să mă strecor prin spărtură. M-am săturat să te privesc de după gard. De ce te-ai săturat? E grozav să ne putem privi cinstit în ochi, chiar și de departe. Ochii tăi sunt așa de mari. Uneori îmi par mirați. Și chipul de la distanță îți pare liniștit, fără emoții. Am pietrit. Tu ai venit prin spărtura gardului ca să-mi spui toate astea? Și ca să te îmbrățișez. Ești așa cum mi-am închipuit. Ca mirasma unui fruct exotic pe care o guști prima oară. Vai de mine! A scăpat Leo pe
la buza. Eu n-am nicio vină, cocoane. Marco! Nu ai vina când ai dat peste el. Marco! Ce ai pățit? E leșinat. A dat peste la peste el, bietul băiat. Nu e vina mea, cocoane. A vrut să scape câinele. Așa ceva n-am văzut. S-a lepezit să dea chiar de sub picioarele cailor. Ce era să fac? Cum era să-l ocolesc, cocoane? Cum era să-l ocolesc? Nu mai sacagiți, ai de vină! Parcă un văd urlând ca scoasă din nis la Marco să-i salveze potaia! Acum s-a ascuns în curte cu javră cu tot! Lasă pe partea în partea, cocoane! Și-a pierdut capul! I-a fost frică să nu-i calce câinile! Ce acum v-ați găsit să vă cerovăiți? Ce stai, țață, Marie? A dă niște spirit să-i frică în coastă! Ce de parcă a deschis ochii! Marco! Marco, dragul meu! Ajută-mă să mă ridic, mamă. Da. Poți să mergi? Da, n-avea grijă. Ajung eu până în casă. Bine că a scăpat ușor. Cucoană, nu-mi purta pică. N-am avut ce face. Lasă, omule. Du-te în drumul dumitale, că nu-mi descurca noi. Nu se rămâna, Cucoană. Du-te. Și eu, mai încolo. N-am nimic. Mai mult sperietură. Bine, te las. Vezi, ajunge o șotie ca asta pentru azi. O să stau cu minte. Marco? Hei, Marco! Da, Sacagițu. Vai de mine, dar ce palidă ești. M-am speriat. Fii liniștită, n-am nimic. Marco, te-am așteptat pentru că vreau să-ți dăriesc ție câinile pe care le-ai salvat. Mie? Da. O să-l iubești pe Leonie, așa? Da, mult. Și ce ești în stare să faci pentru cel pe care îl iubești? Totul. Da, da, mi-ai dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah! Acum treci tu prin spărtura gardului. Da, pentru ca să te salut și să-ți mulțumesc. Am văzut eu bine sau mi s-a părut? Sacagița te-a salutat pe amândoi obraji, așa-i? Da, mamă. Primele sărutări adevărate din viața mea. Mi-aș da întreaga sănătate nefolositoare ca să-mi pot prelungi fericirea mea de bolnav răsfățat. Stăpâna lui Leu și a inimii mele vine în fiecare zi să mă vadă. Dar nu ți-e dor să hoinărești afară? Deloc, deloc. Pe o zi de august ca asta, bogată în soare, muște și praf, e mai plăcut în casă decât pe uliță. Marco! Marco, te-aș întreba ceva. Da. Tu ești gelos? Gelos? Da. De ce mă întreb? Și ce-i spaima asta din vocea ta? Pentru că eu te iubesc pe tine și încă pe cineva. Cum? Marco, te-a tulburat ce ți-am spus? Uite, te-ai făcut al cavarul. Nu, n-am nimic. Numai că... Spune. Ascultându-ți mărturisirea, pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine. Mintea mi s-a tulburat. Ah, de ce ești gelos? Nu. Am fost, da, pentru o clipă, dar acum mi-a trecut. Sigur? Sigur. Da, Marco, vă iubesc pe amândoi ca pe unul singur, așa cum iubesc pe Leu.
Iată tot ce iubesc. Să nu te superi. Asta e, să nu te superi. Cine e acel cineva? O să-l vezi. Când o merge să sărim șanțul de la Neranțula Fundotii. La cine? Neranțula Fundotii? Da. Ce înseamnă asta? Cum nu cunoști cuvintele grecești? Tu care știi greaca la perfecție. Da, Neranțula. Frumoasa mea Neranțula. Cum? Și tu îmi spui Neranțula? Îți mai spune cineva așa? Nu cumva vorba asta e ceva asemănător cu sacacița? Nu. În grecește Neranțula înseamnă mic portocal amar. Mic portocal. Iar Fundotii, stufos. Stufos. Ești deci pentru mine mica mea portocală amară. Micul meu portocal stufos. Ești refrenul unui cântec. Îl știi și tu așadar? Cine-l mai știe? Spune-mi, ce-i cu șanțul pe care îl sari? Unde se află? Pe ulița Calimerească. Acolo muncitorii au desfundat toată strada de la un capăt la altul ca să pună conducte și să aducă apa în case. Auzi, te duci la perete, întorci o drăcovenie care se cheamă robinet și apa curge singură. Tare mi-ar place să văd și eu. Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta. E mare năzdrăvănie. Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătării. Eu nu dau crezare poveștii cu robinetul pironit în perete, pe care îl întorci și țâșnește un șuvoi de apă fără sfârșit, atât de fără sfârșit, că toată Dunărea s-ar putea scurge în odaie. Da? Dar ce știi tu? Ce știi tu? Eu știu și cred că Neranțula mea iubește un grec de pe ulița Calimerească, desfundată de primărie, și că într-acolo aleargă ea în toate după amiezile, și că de acolo se înapoiază ea veselă și roșie ca foc. Și ce ești gelos? Dacă să fii gelos înseamnă să simți că un cui de foc îți sfredelește inima, atunci da, sunt gelos. L-ai sărutat și pe celălalt ca pe mine? L-am sărutat. Dar el e ceva și tu ești altceva. Nu trebuie să te superi. Hai să vezi. Pe cine? Pe Epaminonda. Pe celălalt. E așa de cum se cade. O să-l iubești și tu. Am ajuns, Marco. Uite, ăsta este șanțul de pe ulița Calimerească. Adâncitura asta întunecoasă? Da, da, e grozavă. Neranțula, ce cauți tu aici? Nu știu, îmi place. Dar ce-ți place? Îmi place. Șanțul negru ca smoala? Da. Casele astea singuratice? Da. Ferinarele de gaz cu lumina lor chioară? Da, îmi place, îmi place. Hai să fugim. Hai să fugim, nu te mai gândi la locul ăsta. Nu te mai întoarce aici. Nu pot. O să plătești tu scump odată și odată dacă nu te oprești la timp. Hai să vezi. Ia uzi, lasă-mă, Marco, lasă-mă. Neranțula, de ce tremuri? No. Unde vrei să fugi? No. Unde vrei să fugi? Neranțula, potolește-te, nu sări peste șanț, o să cazi. Nu, nici când, din șanț fermecat, nu pricep. Și pe tine o să te farmece, ai să vezi. Neranțula, unde te duci? Tot timp iar a dispărut. S-a dus ca un aluc înspre cântec. Haide, Marco, haide, Marco, sar și tu! Haide, Marco! Oho! Avem un trăsafir! Ridică masă în alu, să-l vede la față! Nu mi-ai spus că o să mă întâmpin în strada Calimerească o ceată de băieți. Este ceata căpitașul Epaminonda! Epaminonda? Da! Nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan. Bună seara, Marco! Fii binevenit în mahala noastră. Epaminonda sunt eu. Îmi pare bine. Neranțula spune că ești de treabă. Și eu și ea suntem la fel. O să vedem unde o să ajungem cu o fată cum se cade iubită de doi băieți la fel. Și pe care și ea iubește. De ce te-au ales, capitanul Ciotei? Chiar, palicarii!
De ce m-ați ales? Păi, tu știi o mulțime de lucruri. Nu ce întrebare, astea, el ne-a învățat să le facem. Păi, înțeleg, înțeleg. De asta le gănați așa în mâini, așa de făloși. Păi, dar ce nu-ți grozave? Nu-ți grozave, nu ți-o place de părere. Poți să-ți faci și tu unul. Iei un pepene mare, îl găurești de miez așa, îl găurești cu crestătură rotunde. Păi, după aia e simplu. Bagi o lumânare aprinsă pe fundul pepenelui și felinarul e gata. Ușor, nu? Te ajut eu să-ți faci unul. Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Știi găcește? Sigur că știu. Ah, bine. Ranțula, da? Vino mai aproape. Da. Să ne luăm de braț toți trei. Hai, hai să ne luăm. Așa. Așa. Acum, hai palicari. Hai, da. Unu. Unu. Doi. Doi. Trei. Trei. Și. 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 Ranțula, iar a început să sar pe deasupra șanțului. Hei, unde te duci? Iar a dispărut. Hai să vezi. Hai să vezi curând. Se mai întoarce? Nu. Nu. Nu se mai întoarce în seara asta. Noapte bună, Marco. Noapte bună. Noapte bună. Copilăria și mai ales începutul adolescenței sunt trepte ale vieții pe care nimeni nu le înțelege. Oricât le-ar fi trăit părinții, cei căsătoriți nu le înțeleg mai bine decât cei necăsătoriți. Și foarte bine așa, căci altfel viața ar fi grozav de monoton. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea sunt patru vieți, patru feluri de a trăi. Le ucizi pe toate dacă vrei să torni pe una în tiparul celuilalt. Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în vine potrivit temperamentului nostru își cere dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne naștem și este cu totul străin de ceea ce numim logică, bun simț, judecată. Asta e soarta noastră. În Orient se și spune: ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Pe fruntea mea, a Neranțulei și a lui Epaminonda, stătea scris să ne înțelegem prin violență și să ne distrugem unul pe altul prin dragoste. Marco, tu îl știi pe Miu? Da. E bine, Neranțula îmi spune mereu că el are cel mai puternic zmeu. Ce? Nimeni nu se poate măsura cu Miu. Asta îmi stă pe inimă. Ție, nu? Cum? Neranțula admiră pe un altul în materie de zmeie? Da. Bine, da, eu am zmeie de toate felurile și mărimile. Ce să mai spun, cel mai mare dintre ele. L-am văzut aceea din hârtie căptușită cu pânză. Mă întrece în înălțime cu 5 fioape. Nimeni nu e în stare să le facă mai bine ca mine. Nimeni nu mă poate birui la încurcarea zmeilor. Știu, Marco, s-a dus vestea în toată mahalaua de prăpăl pe care îl faci cu zmeile tale. Uite, tocmai de asta am venit, ca să te îndemn la înfruntarea cu Miu. Ești singurul care se poate măsura cu el. Numai că Neranțula nu mi-a spus niciodată că îl socotește pe Miu mai tare ca mine. Ce va spune? Dacă ai să o întrebi. De fapt, vom avea nevoie de Neranțula dacă ne luăm la întregire cu Miu. Abia aștept. Am mână sigură și am să-i smulg adversarului și zmeu și sfara din mână. Bine, Marco.
atelier e dobrășuieră de prânz. Uite, am mezeluri, pâine și vin. Ce ați zice să mâncăm împreună la iarbă? Undeva în afară de oraș. Ai vreme? Da, în după amiaza asta nu mai carapă. Dau fuga până acasă să-mi văd câinele și mă întorc imediat. Da. Ascultă la mine, Marco. E o nebună. O vezi? Își cheltuiește toți gogoganii agonisiți cu trudă, deși știe că eu am bani. Dar tu de unde ai bani? Ei, fur de la tata când câștigă la cărți și se întoarce acasă beat criță. Asta e treaba ta. Nu-mi place însă că îi lipești Neranțulei porecla de nebună și altele asemenea. E o fată cum se cade și năcăjită, care mi-e tare dragă. Îți place, îți place, dar mie. Dar mie. Am venit. Hai, băieți, mergem? Ce frumos te-ai pieptănat. Da. Pare că te-ai dat cu parfum de liliac. Da, miroase-mă. Întocmai e de liliac. Eu dau fuga să-mi aduc zmeu. Zmeu? Ce nevoie de el? Mă duc să mă iau la întrecere cu Miu. Cu Miu? Da. Adevărat? Ai curajul? Da, pentru tine o fac. Zice că tu-l crezi pe Miu mai tare decât el. Da, da, este adevărat. Îl cred. Dar Marco, smulge-l-o Miu, zmeu și... Și ce? Asta mă privește, lasă-mă-n pace. Da. Bine, ne întâlnim pe Maidanul Mare din mahala lui Miu. Eu mă duc să-mi aduc ceata. Nu întârziați. Vă aștept acolo. Ajungem și noi îndată. Neranțula, te rog, iubește-mă numai pe mine. Nu trebuie să fii gelos, Marco. E o prostie. Încearcă să-l bați pe Miu și am să te sărut numai pe tine. Pentru ce e nevoie să-l bat mai întâi pe Miu ca să mă săruți? În asta nu pricepe, rup tu capul. Ca să fiu mândră de tine. Bine, oricum, premiul pe care mi l-ai făgăduit după victorie merită o luptă. Acum că am ajuns în mahala lui Miu, putem înălța smeul. Da. Da, dar mai întâi am să vă dau la amândoi câte un acoltă, câte un sărut. Înțelegi să mă săruți? Sărut, nu, înțelegi să mă săruți pe mine, al meu e smeul. Dar pe Epaminon, dar de ce? De ce? Pentru că nu ești singur în luptă. Sunteți amândoi de asta. Ai, nu. Nu trebuie să faceți mintele astea botoase. E o prostie. Hai, dă-mi și meu, Marco. Dă-mi. Ai grijă. Ai grijă, mea, într-o asta, nu strici. Ah, lăsați pe mine, măi! Asta zic și eu, provocare! Să-nalți mândretele zmeu părțul neafului Miu! Ușirea mea o să spală din somn toată mahalaua! Important e să-l trezească pe Miu din amorteara! Ia uitați-vă, oameni, cu ce mândretele zmeu! Ia uite ce-au dat! Să dai în toată vreo 20 de metri! Ia uite cine ține urma! Un drag de fetiște! Atenție! Scrivine ușor la dreapta și la stânga! Hai, Miule! Nu dormi! Primește provocarea noastră! Sunt privighetoarea lui Miu. Ca un bolovan s-a prăvărnit. Te-ai curățat, Miule! Dar al cui zmeu ăla de stă priponit ca soarele pe cer? Ce frumos! Îi înalți ar zmeul și o să vedem noi al cui e mai tare la încurcare! Să ne ținem bine, băiți! Să ne ținem bine! Miu și înalță iar mașineria! Mașinărie, zmeu ăla peticit, o! Așa arată un zmeu, Miule? Așa ne privești tu provocarea? Ia privește numai ce splendoare de zmeu avem noi! Ia privește!
Ai mai văzut alta ceva? Zbor ideal, stabilitate perfectă! 220 de metri de scoară întinsă să pocnească! Seamănă cu o linie oblică între cer și pumnii mei! Ascultător, la stabilit stările! Și puternic! Mai să mă ridici în sus și pe mine! Vezi, Marco, să nu te trezești urât între nori, așa ușor cum e! Bravo! Ia! Găsit nașoriule! Ia uitați-vă! Uitați-vă la palul meu! Ce burtă urâtă face! Dar nu vezi, are gura prea largă! Coadă puțină! Dă-te bătut, miule! Dă-te bătut! Dă-te bătut! Zmeul tău e gata să se dea peste cap! Privighetarea lui Miu nu se mai supune comenzilor! Am dat o fugă până aproape de poarta lui Miu și am tras cu ochiul la ce mai e acolo. Tot timpul trebuie să fim atenți la matrapazlâcurile adversarilor. Matrapazlâcuri? Ce vrei să spun? Acum trag de zmeul 3, nu unul sigur. Și ce-i cu asta? Chiar tu ziceai că o să-l ajute și frații lui. Altceva mă îngrijorează. Am prins de veste că Miu a trimis un puș pe acoperișul de cerului să taie sfoara zmeului nostru. Aoleu, ce ne facem, fără mâine? Te chem pe băieți și pun să fie cu ochii în patru. Hei, Fabrini! Da? Și tu, Gerasimo, veniți în pace. La ordin, capitan. Fiți cu băgare de seamă. Așa. Semnalați orice mișcare suspectă adversară. Am înțeles. N-au gânduri curate. Am înțeles. Biziți-vă pe noi și începeți odată încurcarea zmeilor. O începem noi, n-avea grijă. Așa. Miule, acum la atac. Numai între noi doi. Atenți, tu te lege. Călosul. Atenție, Marco. Manevră de apropiere. Mă întorc îndată, băi. Au început să tragă cu furie de soare. Da. Ce prost! A căzut în curs. Chiar dacă zmeul lui e mai mare și mai bun, eu am un avantaj. Al meu nu face burtă, vezi? Tocmai ca să-ți păstrezi avantajul, trage tare de soare! Trage acum! Până o faci ca oțelul! Nici gând! Alta-i tactica. Am să slăbesc soarea ca să nu șerp. Așa, ce-ai făcut? Miu a tras cu putere. Ți-a făcut o cocoașă! Ce dacă? Când Miu ajunge în vârf, eu pun furcă. Gata! A ajuns! Acum e acum. Să tragem pe Pamenon, dar să tragem vârtos, înainte ca zmeul lui Miu să ne scape. Hai, așa. Al nostru e! Trage! Ai zis, Marco! Bravo! Bravo, ești învingător, Marco! Te-am de legat! Asta, treci, Miule! Privighetarea așa a stat coada în jos! Bravo, băieți! Sunt mândră de voi! Zmeul lui Miu atâne ca o zdreantă! L-ați învins! Unde-ai dispărut? Am fost cu băieții să adunăm pietre. Nu se știe. De ce? Proiectile de rezervă pentru drumul de retragere. Aici suntem în mahala lui Miu. Crezi că o să fie nevoie? Nu poți să știi. Atenție! Atenție! Un puș pe o lană legată de vecine are un cuțit lung în mână. Priviți! Priviți! Vrea să ne taie sfoara când coborâm zmeul. Lasă! Te arăt eu lui! Dă-te mă jos de acolo! Au! Gata, inamicul s-a făcut nevăzut. Nu degeaba, avem o aliată numită Neranțula. Marco, nu-mi place cum cazi mele. Au luat o razna în jos. Ține bine de sfoară. Țin, dar bate vântul prost. Aoleu, o căpură! I-am stricat omului acoperișul. Aoleu! Ce-ați făcut? Vă arăt eu vouă termenilor! Aoleu, mi-splamă, să-mi distrugă mie bunătatea! Las că vedeți voi! Hai să o ștergem, iute! Mă duc la părinții voștri, vă aranjez eu! Mă chiar leneșe, sunteți voi! Asta nu glumește! Să luăm la sănătoasă! Haide, băieți! Hai, trage repede zmeul! Până nu iese unul din curte! Gata, m-a adunat toată sfoara! Hai, pulo! Haide! Marco, ăsta nu e decât începutul. Ce vrei să spui? În curând o să o facem și mai lată. Cum? Și altfel decât cu zmeile. Pe țărul mării, pe prundiș, nălanțul la fund opti. Nu-i Ionisesc, condim, nerazul la fund.
Sula Fândotii. Copilărie, dulce și sfâșietoare copilărie. Simt nevoia să te retrăiesc, o copilăria mea, căci abia ieri eram copil. De ce oare nu se prelungește copilăria până la sfârșitul vieții? De ce devii deodată grijuliu, meschin în toate și mai ales chipzuit? La ce bun prudență? Ce ne dă în schimb această zgârcenie pe care o punem în toate ce cheltuim? O zgârietură ne face părul măciucă, o necuvință ne jignește, puțină mânie ne otrăvește sângele până la următoarea mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele cu ranchiună și mai presus de orice, acest coșmar de a voi să aduni, să aduni, ca să ai cu ce trăi 1000 de ani în belșug. Neranțula, micuță fecioară bună cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, prietenă de neînțeles, roua vieții mele, care mă întâmpinai în fiecare dimineață cu gălețile tale pline de argint, fiu. La tine mă gândesc când rostesc cel mai dulce cuvânt din lume, copilărie. Ia spune, Marco, tu ai curaj să străbați în not Dunărea? Ce întrebări? Care băiat din Brăila, oricât de fricos ar fi el, n-a fost ispitit să treacă Dunărea în not de la Categat la Ghecet? Da. Asta zic și o ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul nămolul de pe malul celălalt și să zvâcnești îndată înapoi. Spune tu, tu cum înnoți mai bine câinește? Și câinește și ca broasca, mai știu, pluta, vănicește, călcând apa. Spune, ai traversat de multe ori Dunărea? Nu, niciodată. Dar socot că a venit timpul să o fac. Asta e legea pentru fiecare copil al bătrânei noastre Dunării. Nu, Marco, să nu o faci. Mi-e teamă. În fiecare anotim brațele nemiloase ale fluviului îmbrățișează trupurile celor care se încumetă sau străbată de la un mal la celălalt. Așa e, nu zic nu. Dar Dunărea are deja la cheremul ei destule trupuri. Nu cred să mă mai vrea și pe mine. Nu glumi, Marco. Și dacă ar fi să mă nec? I-aș dărui Dunării dovada supremă a iubirii mele. Lasă prostiile. Am să-ți spun ceva foarte important. Ascultă-mă cu atenție. Da. Dacă e Epaminonda de atâta să treci Dunărea în not, tu s-a întors, să nu primești. El e în stare să o facă. Tu însă te vei neca. Și el asta vrea, tu pricepi. Și dacă mi-ar place să-ți dovedesc că sunt gata să mor pentru tine? Tu chiar vrei să mă superi? Epaminonda, vine spre noi. Ce palid e? Pare rău și de suferință. Marco, vreau să-ți spun că unul dintre noi doi e de prisos lângă Neranțula. Epaminonda, nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege? Ba da, Epaminonda. Vin îndată. Dar mai întâi s-o sărut pe Neranțul. Da. Așa, ca oamenii mari. Sărut! Gata. Acum sunt pregătit sufletește să te urmez. Vă însoțesc. Da, moartea mi-a arătat de foarte aproape chipul înfiorător. Plumb în picioare, plumb în brațe. Inima îmi bătea din ce în ce mai puternic. Urechile îmi bocneau. Și malul Categatului care se depărta într-una. Ah, Epaminonda, tu o să te însori cu Neranțula mea. Eram convins. Bolta cerească se învârtea, se clătina. Dumnezeu părea că urcă spre cer. Iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului Neranțulei pe care mă lăsase să îl iau din toată inima. Fii atent, Marco, să schimb melodieția în potriva curentului. Mă auzi, Marco? Da. Ce-i cu tine? Nu mai poți face pluta? Am obosit. Trebuie să rezist. Epaminonda a văzut că ești cu dificultate. Acum îi pare rău. Cu noce de mai afina pe clopotită. Marco, ce faci? Nu ai vrut să vezi curenții?
mai pot. Hei! Arcadiu! Ajutor! Acolo se îndacă! Un prieten! Du-te! Nu! Salvează! Asta nu! Ești încă de altfel! O să pot singur la asta! Ajută-mă! Mă pierd! Marco, ascultă-mă! Am prevăzut tot! Acum trebuie să se scot sub tine o veșică un creat! Dă-o repede în coace! Repede! Așa, stai pe ea! Vezi cum te-am împins în sus? E mai bine, nu-i așa? Totul este să nu te speri! Așa, luată liniștit! Ți-a revenit? Da, mi-e mai ușor așa. Gata, a trecut pericolul. Când ajungi la mal, sparge de gica în apă, ca să nu afli mai mândat că i-am tras pe sfor. Mamă! Așa! Am ajuns! Încă un pic! Am învins! Am învins, Marco! Am învins! Poți să-i dai cu timp la barcațiului care vine să te ajute! Ne-ai ranțul la fundati! Săptămână de septembrie. Dacă ai ști cu câtă nerăbdare am așteptat-o. De ce? Cum de ce? E săptămâna murelor târzii. Le găsești departe spre Corotiș, ca în bălțile deltei. Și cum ajungem noi până în bălțile deltei? Cu Epaminonda. Nici gând. Ascultă-mă, Marco, să nu fii rău cu Epaminonda. Nu vrei să înțelegi odată că nu-mi cap două sării în aceeași teacă? Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonda e rost de remușcare, că a vrut să te omoare, mișelește. Aha, și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta ne-ar ține de cald. Nu, n-are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la Corotiș, ca să mâncăm murele vulpi ale lupului și ale nacâțului. Știi, niște mure mari și negre ca ochii mei. Și toate cu praf de prumă. Și dulci, dulci de ca sărâtul ăsta pe care ți-l dau eu acum. Nu cumva ți-a pierit glasul, Marco? Nu. Doar bătăile inimii mi s-au oprit pentru o clipă. Să nu spui nu. Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice. Și tu știi că o poftă nesățioasă face foarte mult rău. Pentru că este mult mai tare decât noi. Și apoi, dacă ești bun, vei îngădui lui Epaminonda să ne doverească la rândul lui, că e și el în stare de ceva. Se simte un minic și vrea să ne arate ce bun capitan de corabie este. Ce zici? Să mă mai gândesc. Vom merge toată ceata cu barca lor cu pânze. El va fi capitanul și ne va ului pe toți. Înțeles, mai? Și nu o să fii gelos, nu-i așa? Credeam că pământurile de dincolo de Stucăriș sunt pierdute pe vecie pentru buna harnică a omului. Câinele și-a anunțat stăpânul de prezența noastră aici. Uite-l, Pepenarul, a ieșit din casă și vine spre noi. Mără, pleacă-te, scutare! Taci-mă, că mi-a lui Musafie! Eee, bine ați venit? Nevastă, vină de grabă să-i vezi pe curajoșii care s-au plipășit prin pustietatea asta noastră. Ați venit după mure, așa-i? Da, după mure. Nici mi-a trecut prin cap că o să găsim aici și pepeni uriaș, cum n-am mai văzut alții. Apoi asta e singura noastră mulțumire, în rest ne-am sălbăticit aici ca și pământul care ne hrănește. Vă aduc niște pepeni să vedeți cât sunt de gustoși. Nu, ne-am îndovat cu mure, mulțumim foarte mult, da? Atunci dă mâna frumoasă. Știu să-ți văd viitorul în palmă. Nimeni nu se pricepe mai bine ca mine să citească ursita în liniile mâinii. Parcă am fi într-o poveste, da. Sau poate într-un vis. Aha. Ești rodune, iubiri nelegiuite. Viața o să-ți fie cumplită. Ursita ți-e legată de un tânăr care-i din neamul tatălui tău.
du-te, fată. Mi se rupe inima. Din ce neam e taică tu? Lăsați-mă în pace. Nu cunosc niciun tată. Lăsați-mă în pace. Ranzula. Lăsați-mă în pace. Parcă tu arăți altfel. Eu? Dar nu m-am murdărit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să mă învăț eu cum se mănâncă murele. Da, uite, așa se desprind murele ușor de pe creangă. Apoi neranțula le sărută una câte una și le bagă în gură pe rând la amândoi frățește. Sunt gustoase, Marco? Neranțula fundoti, neranțula fundoti, îți plac murele mele, panonda. Murele tale? Cărbune aprinși, asta sunt. Cărbune aprinși. Iar v-ați bosunflat. De ce, nu e drept ce-am făcut? Foarte drept, neranțimu, atât de drept. Că doare al dracului. Hai, mă, te-ai supărat că am dat mureșul Marco, spune așa. Dar ce militar e el, răspunde-i. El te-a adus aici, el, al meu e vasul. Al meu. Și atunci? Și atunci vasul tău, o vechitură care e apă peste tot, ăsta e vasul tău. Vechitură cum e, v-a adus pe toți aici. Da, noroc cu băieții tăi, dacă nu erau aici în drama asta, s-ar fi umplut de apă. Ce, băieții mei, vrei să spui statul major al amiralității? Da, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității. Asta ai observat tu la ei, asta? Da. Nu priceperea cu care au știut cârmii când era să ne ciocnim de șlepuri. Cine? Poate vrei să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barca azul. Nu, singurul pericol adevărat ai fost tu. Eu. Doar tu da. Era să fărâm vasul. Nu. Tu cu săriturile tale nesăbuite. Da. De la pupă la proră, de la proră la pupă. Hop, hop. Dar tot eu sunt de vină și că jalnica ta corabii ia apă peste tot. Sau poate îi devină dună. Lasă-l, neranțula, lasă-l, nu-l mai înțepa atâta. Epaminonda s-a purtat ca un viteaz. Hai, fi pe pace, Marco. Nu se sperie el de împunsăturile mele. Îl apără cu tărie platoșa lui de lup de mare. E așa, Epaminonda? E dragul tău, cu șanramaua asta, aș ieși biruitor din orice bătălie navală. Da, da, și tocmai de aceea, amirale, Epaminonda, am să te răsplătesc pe loc cu un sărut. Și acum îl săruși pe Marco? Nu vrei să sfârșești cu Epaminonda când îl mângâi pe Marco și cu Marco când îl mângâi pe Epaminonda? Nu, nu vrei să sfârșești odată? Nu, n-am de gând, n-am de gând. Aman, Marco. Aman, more, Marco. Asta e boală curată. Ce nu mai poate dura. De ce, neranțule? De ce ne înveninezi așa? De ce ne întârâți pe amândoi? Aman, Marco, aman. Eu unul îmi dau sufletul. Bine ar fi ca o furtună să ne scufunde înainte de apusul soarelui. Vedeți, băieți, cerul s-a îngoteșmenat de iarnă. Octombrie e trist, ca și inima mea. A, te înveselești, toacuși. Ah, află că în iarna asta o să mâncăm dovleci copți în soba mea. Ce? Ce, mă, cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarna? Nici mie nu-mi place iarna. Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint vin. Argint viu în gălețile mele? Cum vine asta? Da, argint viu. N-ai băgat de seamă? Iarna însă nici urmă de soare care să tremure în apa din gălețile tale. Așa e cum spui tu. În schimb, vedeți ce frumos aurește soarele palid ochiurile ferestrelor din ulița Calimărească? Ia uitați-vă! Ia uitați-vă șanțul altădată întunecos ca un mormânt. Ia acum a scăldat de rasele aurite ale amurcului. Dar numai că acum e foarte plinește, eu să-l sar. Da, e periculos. Pot să mor dacă nimerești în șanț. Mie nu-mi e frică. Leu! Leu! Neranțuna! Hai să ne arătăm fricoșilor ăsta la doi? Cum sar șanț odată cu mine? Hai, Leu! Haide! Neranțuna, stai! Hai! Hoppa! Și înapoi, hai! Hop! Ați văzut? Ați văzut?
Nicoleu! Bravo! Tu ești mai curajos, nu ca ei! Neranțul la fundotti! Un salut pentru Marco! Și Neranțula, un salut pentru la Pamela, stai! Aman, aman, Neranțimu, fiecare salut pe care îl dai potrivnicului meu e un pumnal pentru mine! Neranța, un salut pentru Eva Milonda și un salut pentru Marco și... Opa! Neranțula! Ajutor! Șanț! Neranțula! Stați-l un moment de ajutor, oameni! Să scoatem afară, oameni! O trăsură! O trăsură! Chemați o trăsură! Trebuie să ducem la spital! Era sfârșitul unei suferințe și începutul altea, mai grozavă, care a durat ani în șir. A doua zi după vindecare, Neranțula a dispărut de la spital, fără să ne spună un cuvânt de adio, fără să ne lasă o amintire. 5 ani am căutat-o cu disperare pe prietena care ne iubea cu o dragoste pe care n-am înțeles-o. Această dragoste, acest prieten femeie, acest chip mirat și nevinovăție voluptuoasă, totul era făcut pentru fericirea noastră. O, bărbate, când femeia îți poate fi prieten, ea este mai neprețuită decât cea mai bună dintre neveste, mai completă decât cea mai pasionată iubită și întrece de 1000 de ori cea mai deplină prietenie pe care un bărbat o poate avea cu un alt bărbat. Pentru că femeia e complexă și diferită, ca și pământul care ne farmecă și ne hrănește. Am obosit să tot împing. Mai trage și tu de oiște. Portocale și lămâi. Lămâi și portocale. Portocale, lămâi, 2 bani, 1 ban, portocale, lămâi. 2 bani, portocala, 1 ban, lămâia. Cred că am bătătorit metru cu metru praful și noroaiele pe toate ulițele Brăilei și ea nicăieri. Stau și mă tot întreb, unde o fi dispărut? Parcă ar fi intrat în gaură de șarpe. Portocale și lămâi de vânzare. Pe vânt, pe arșiță, pe ploaie, dimineața și seara, tot mereu asta facem, asta facem. Portocale și lămâi de vânzare! Marco, Marco, hai să ne îndemnăm cu cântecul. Cine știe, poate ne aude de undeva. Pe țărmul mării, pe prundiș, Neranțul la fundochi, o fecioară șpertea cu sta, Neranțul la fundochi. Oavea oare inima asta să nu răspundă dacă ne aude? Aman, Marco, aman, eu îmi dau sufletul. O fi rău cu rău, dar mai rău fără rău. E, Paminonda, cum a fost ea în stare să ne părăsească? Asta e cruzime. Nu pot pricepe unde să te ascunzi. 5 ani fără ea. Cu cine și-o fi împărțit mângâierile frumoase noastre, Neranțul? S-o fi măritat. Aman, Neranții, unde ești, Neranțula mea? A noastră. Era fericirea mândorură. A ta și a mea. Neranțula noastră. Am uitat toate ranchiunile de altă dată. Le-ai uitat și tu. Și eu le-am uitat, Palimanda. Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic. E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc și te fac să urăști. Dar astăzi, ba chiar de multă vreme, de când ne-a răpit inimile și a dispărut, nu dorim decât pe prietena cu chip neînduplecat și nevinovăție răutăcioasă. Oare o să mai regăsim vreodată? Nu știu. Dacă o să o regăsim, ne vom arunca la picioarele ei să-i spunem: prietena, prietene, ne-am împăcat. Dă-ne șorțul tău ca să ne lipim de el obrajii noștri potoliți în frăție. Da. Fiindcă ne-am împăcat, prietena. Nimeni, nimeni niciodată nu poate înlocui pe Neranțula noastră. Cât am colindat după ea ăștia 5 ani prin tot orașul. Și cartierele boierești tăcute și reci ca și inima sătuilor care le locuiesc. Și mahalaua înghesuită, gălăgioasă, murdară. Dar mult mai omenoasă, Paminonda. Îți amintești? Oamenii sărmani vreau să ne afle durerea. Da, așa e. Omul de jos înțelege prăbușirile sufletului. Le-a îndurat și el în viață de multe ori. Lămâi și portocale, vânzare!
Lasă, nu ne cumpără nimeni marfa pe aici. Numai câțiva bețivi. În mahaloa asta n-am călcat niciodată până acum. Hai să plecăm pe pamina mea. Hai! Rămâni și poartă locală! Poartă locală! Asta ne mai lipsa. Să ne ia la ochi câinii. Aține-te că vine unul după noi. E leu! Leu! Ele! Ești nebun cum o să fie leu, jandra aia mare și puternică? Ele! Ne-a mirosit. Vezi că s-ar bucura. Aman, Marco! Crezi că el... Atunci cum? La cine? Unde? Leu, Leu, vino la mine. Leu, nu mă recunoști? Nu cred că nu. Și totuși ne-a cunoscut, Marco. Mângă-l, mângă-l, așa, așa. Ce cu tine, mă, băiatule? Leusule, hai, mă. Hai, mă, poate ne duci la casa stăpânii tale. Neranțimu. El e! El e! Leu, hai, Leu, du-te acasă. Du-te acasă. Marco, hai, stă pe șanță. Revede după el. Uite, asta e... Asta e casa unde a intrat Leu. Frumoasă casă. De mâna întâi. Cea mai frumoasă din tot șanțul. Are o înfățișare serioasă. Ciubuce la fațadă, storurile trase. Serioasă, zici? Felenarul roșu nu-i lipsește chiar dacă e cu totul aurit. E casa serioasă, ascultă-mă ce-ți spun. În șanț nu sunt decât vreo 2-3 de soi ăsta. Frecventate de ofițeri de marină și de oameni însurați foarte bine. Aici sunt puține fete, toate tinere și foarte frumoase. Ele nu se arată niciodată la ferestre sau în pragul porții, cum fac celelalte. De unde știi tu toate astea? Am auzit și eu la oameni. Ei, și acum? Ce facem? O să strigăm. Portocale și lămâi! Portocale și lămâi! Portocale! Oh, Marco, nenorocire, mizerie, Marco! Portocale și lămâi! Portocale și lămâi! Ce facem, Marco? Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundotii, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la fundotii. Pe țărmul mării, pe prândiș, neranțul la fundotii, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la fundotii. Voi sunteți? Aman, Marco! Aman! Se lucați! Ține-te de mine! Ai văzut-o? N-am avut putere să mă uit. E... Oh, Marco. Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozăvie. Mai bine moartea! Hai! Marco! Eva Minonda! Hai! Hai, intrați! Ah, ce smutrele astea! Hai, veniți înăuntru! Avem atâtea să ne spunem. Vai, 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 ce frumoși sunteți cu bărbile astea. Nu, nu, nu-mi place felul cum mă priviți. Ce s-a întâmplat? Mă bucur mult că vă revăd. Nu credeam să mai vină clipa asta. Marco, Epaminonda. Hei, cafeci, 3 cafele cu caimac și 10 regale. La mea asta în cameră? La mine în cameră. Și asta nu o spune nimeni, s-a înțeles? Fetița mea! Ce? Amicuța, cui frumoasa mea, nu poți merge cu niște coate goale! Cu niște ce? Amicuța! Ai nebunit, dar bine la fata mea, ce dracu, nu ți se mai poate vorbi! Uite așa, pățește, că respecti prea mult copii! Să mă lasă în pace! Sunt așa de mulțumită că ne-am regăsit. Hai, dați-mi mâna. Hai odată! Și tu, Epaminonda. Așa, 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 ca pe vremuri. De ce vă tot uitați unul la altul? Nu puteți să-ți leștea dinții? Hai, prieteni, nu mai faceți pe spărați. Uite, uite, poate că asta o să vă dezmorțească puțin. Neranțul la fundotii, neranțul la fundotii. Un sărut pentru Marco și un sărut pentru Epaminonda. Neranțul. Scuzați, v-am adus cafelele. Acolo, uite, unde acolo. Unde se pun? Acolo pe taburet, punele, între cele două fotolii. Hai, și acum poți să pleci. Da. Hai, hai, hai veniți, supărăcioșilor. Aici, unul la dreapta, celălalt la stânga. Fiecare pe scaunul lui.
ca să nu fie motiv de supărare. Așa, ca pe vremea murelor. Hai, hai, spune-ți odată ceva. Oare frumusețea mea v-a luat piuitul de tot? Mai sunt la fel de frumoasă? Frumoasă, Neranțula. Ca un diamant în soare. Frumoasă, Neranțache. Ca visele copilării noastre frumoase. Dar ce păcat. Da, ce păcat, da. Toată comoara asta îngropată într-un șanț. Atâta farmec, atâta strălucire, sluțite de urțenie. Mărgăritare orbitoare aruncate porcilor. Un văl subțire de mătase dat pe mâna unui nebun. Un trandafir în toată splendoarea lui rănit mișelește. Și pentru ce această crimă jalnică? Chiar, Neranțula, de ce nelegiuirea asta? Nu erai fericită, iubita? Noaptea alături două inimi înflăcărate de prieteni. Câtă tandrețe disprețuită. Câtă dragoste ucisă în praste. Aici, aici nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sincer. Nu vorbești de funie în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa, cum ați făcut-o voi, înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iartă curajul de a fi ceea ce suntem? Eu oare cineva cu adevărat sigur că măcar am vrut-o? Neranțul. Ce bine e să privești în ochii unui prieten pe care îl iubești. Marco, Marco Epaminonda. Cât sunteți de prăpădiți. Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit. Am pătimit și noi. Mult, mult. Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele. Am auzit că aici se spune Anicuța. E numele tău adevărat? Numele meu adevărat? Numele meu adevărat? Eu n-am nume. Oamenii spun cum vor ei, să Agița, Anicuța sau altcumva după inimă și loc. Voi m-ați numit Neranțula, a furisit nume, care m-a scos din minți și n-am cât plăcit să plătesc cu viața pentru asta. Anicuța, cine-i? Anicuța, eu, patroana. Am zis să te lăsat în pace astăzi. Am înțeles, am înțeles, dar... Domnule, înțelege, Anicuțo, am dreptul să mă gândesc și la taxa mea. Cât face? 5 lei ora. Poftim de persoană, banii. De persoană. Poftim banii, ia banii. Ies, ia banii. Ies afară. Ies, hopă, ies. Bine că s-a dus. Ce vă spuneam? Nu. Nu, prieten, nu trebuie să fiu răutăcioasă cu voi. Numele meu adevărat, nu o să vi-l spun nici măcar vouă. Mi-e silă de el. Mi-amintește de o copilărie umilă și dureroasă. Dacă cineva mi l-a rostit la ureche, l-aș pălmui. Dar, de fapt, l-am și uitat. Dar ce n-am putut să uit, ce-aș vrea să pricepeți și voi, este această nenorocită copilăria mea. Ea mă ajută să uit multe din tot ce a trebuit să pătimiți voi iubindu-mă, fiindcă totul se trage, totul se rează-mă pe ea. Din clipa în care viața ni se înfățișează pentru prima oară în fața ochilor larg deschiși, dacă ni se înfățișează ca o femeie rea, o urâm și iată nepăcătoși. Așa a fost mama ta? Da, am fost două dușmanice de la început. Venirea mea pe lume era ca o piedică pentru libertatea ei. Parcă aud. Din nou încoace, belea, să te spăl. Sau, tu te dai și pacoste, nu te-aș mai vedea înaintea ochilor. Nu mi-a rosit niciodată numele fără să adaugi belea sau pacoste. Înțeleg, înțeleg. De asta nu-ți mai place să ți-l amintești. Totdeauna eram stâlcită în bătăi, luată la palme, trasă de păr, tot timpul copilăriei mele, vânătăile nu mi-au dispărut niciodată de pe corp, decât ca să facă loc la altele. Și n-a fost zi să nu fiu păruită. Și tatăl tău? Tatăl meu. Vrei să spui bovnicul ei? Căsătorit, tata trei copii, degeaba îl îndemna mama să-și lase nevastă. El îi repeta că nici vorbă nu poate să fie de așa ceva. De mine, nici că-i păsa. Și tu? Eu în zdrențe, o luam razna pe străzi pe un codru de pâine. Dacă ați ști. După o vreme, tata a părăsit-o. Câți ani aveai? 9. A mai venit pe la voi? Da, o singură dată, într-o toamnă, după ce ea îl rugase în genunchi să se întoarcă, măcar pentru ultima oară. În seara aceea mă bătuse crunt, pentru nimica toată. M-a trimis la culcare fără să-mi dea să mănânc, în vreme ce pentru drăguțul ei pregătise o gâscă friptă. Înghițeam în sec și uram de moarte. N-așteptam decât clipa în care o să-i văd adormiți ca să mă pot repezi la resturile ospățului lor. După ce el a adormit, am auzit-o pe mama ieșind din curte, de unde venea zgomotul ploii. Când s-a înapoiat, a pus jos ceva greu, a stins lampa și s-a culcat lângă omul ei. Ce a adus? Ai putut vedea? Da, un sâmbură de foc ce arunca scântei. Jăraticul căria din ce în ce mai tare, trosnea și mirosea îngrozitor. Am sărit din pat, mi-am luat bucata de gâscă friptă și m-am dus să mă culc în fânul din grajd. A doua zi eram orfană. Cum?
Da, scăpată de la moarte datorită cruzimii mamei mele, care mă trimisese la culcare fără să-mi dea să mănânc. Ea și el au murit asfixiați. Multe li se pot ierta, fiindcă foarte mult s-au iubit. Domnii, s-a împlinit ceasul, taxa, vă rog. Ah, să-l bate către zile la realitate. Epaminondă, răstoarnă-ți buzunarele. Hai. Poftim, madam. Ia-ți banii, ia-ți banii odată și du-te, du-te odată, te rog, să nu te mai întorci. Ecu, să mai întorci. Nu te mai întorci. Doar n-ați fi vrând să-mi sechestrați pentru 100 pe cea mai frumoasă dintre fetele mele. Dar, madam, nu spun să pleci. Nu sunteți clienți. Și atunci ce sunteți? Iubiți de suflet? Păi mai întâi să-mi plătească dumneavoastră cei 4.000 de lei ce-mi datorează și pe urmă treaba e dacă vrea să meargă pe vere. Du-te cu coară odată! Du-te, madam! Să nu te mai întorci! Uite, uite, așa spune la toată lumea și fiecare îi dă câțiva poli ca să-mi scadă din datorie. Dar datoria nu scade. O cunosc eu ce poamă e. E drept că ți-am împrumutat bani? Da, da, mi-a dat bani frumoși pe vremea când neștiutoare mai gream întărnicia oamenilor. De fapt, banii nu erau pentru mine, ci pentru Aurel. Aurel? Da. Cât am sperat să-l pot vindeca, a fost victima unui accident asemănător cu al meu. Cum? A căzut și el în șanțul de canalizare? Da, cu un an înaintea mea. De atunci s-a ales cu picioare paralizate. Afară de asta suferă de o tuberculoză moștenită. Unde l-ai cunoscut? La spital. M-a impresionat cu firea lui veselă. Închipuiți-vă, toată ziua făcea servicii altora. El? Un infirm? Chiar așa. Își lua cârjele și ba era după cumpărături, ba la căpătui unui bolnav care îi răsucea țigările, ba lângă altul care nu se putea mișca și dădea să mănânce. Toată lumea îl iubea. Nu cumva de iubirea asta te-ai molipsit și tu? Ba da. Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea, de atunci l-am iubit ca pe un frate. Ne-am deschis unul altuia inimile povestind de copilăria. A lui fusese la fel de pustie și de ce nu și e ca a mea. De ce? Nici el n-are părinți? Nu, n-are pe nimeni care să-l iubească. Afară de tine, m-ai părăsit pentru un schilot. Nu, de ce, Neranțula, de ce? Ah, cum să vă explic? Iubirea lui Aurel pentru mine era mai frumoasă decât a voastră. Mai frumoasă? Da, el mă iubea cu dragoste de frate. O dragoste curată care așa a rămas până în ziua de azi. Pe voi vă știam violenți, gata să vă omorâți din cauza mea. Mi-a fost foarte greu să aleg între voi doi. Și atunci l-am ales pe el. Copil blând, infirm, condamnat la spital pentru toată viața. Deci de asta ai dispărut atâția ani, lăsându-ne năuciți. Eu am crezut că vă fac un bine punând capăt unei situații imposibile. Unde ați stat? La Galați. Mi-a găzuit o prietena mamei, foarte bună croitoreasă. Ca să mă agonisesc, pâinea mi-a cerut să-i dau o mână de ajutor. Aurelia a devenit tovarăș vesel de domino. Leu, pe care îl luasem cu mine, reușea să-i mai desclețească fruntea. Și așa tu trei am înviorat viața acelui cămin de fată bătrână înăcrită. Nu cred că e prea ușor să fii fabricant de veselie. Așa e. După un an de ședere la Dumnezeu Caterina, Aurel mi-a spus: la spital barem bolnavii stau în pat, afară din spital trebuie să fii ținut în brațe. Nu-i tocmai plăcut să-ți petreci vremea astfel. Nu știa ce spune. În brațele tale e foarte plăcut. Ah, lasă gluma, Epaminonda. Pentru el nu era deloc ușor. Da. Și tocmai când ne gândeam să părăsim moara noastră de măcina tristețea și să ne croim un drum aiurea numai pentru noi singuri, deodată un curent de bucurie ne vorbi în casa dumneavoastră Caterina, luându-ne pe toți val vârtej. Acest val vârtej era lumea. Lumea cu partea ei de frumos și de urât. Lumea cu binele și cu răul ei. Lumea așa cum e. Și lumea asta se înfățișă într-o zi în persoana unei cliente bogate, cu recomandații bune, o doamnă elegantă cu bijuterii, darnică de zădeau lacrimile. Și cât a înghițit un șerbet, a comandat rochii, nu s-a tocmit deloc, a chitat totul înainte, deși nu-i fusese cerut decât un acont obișnuit. Parcă aud. Spune, domnișoară Caterina, cine-i copilul ăsta frumos? Ah, scumpă doamnă, e o biată orfană, nepoată. Ah, cum o cheamă? Anicuța. Anicuța. După numai un an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier de croitorie. Ei bine, dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se cuvine. Să rămână, doamnă. Da, tânărul tot o rudă de-a dumitale. Da, doamnă, da, săracul. Și el mie nepot și tot orfan. Oh. Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui. N-are leac? N-are. E, niciodată nu poți fi sigură. Trebuie încerca la București cu doctor Marcu, profesor. Știți că băiatul e deștept și înzestrat. S-a făcut repede iubit și încurajat de oamenii de vază din oraș. Așa. Îmi place că se străduiește să încropească un ban.
Are talent la desen. Are talent la... Da, da, portretele și acuarelele lui și-au găsit cumpărători în tot galaxia. O mană, o mană pentru un schilot, mătușă Caterina. Aur, la fel de bine aș fi putut să-i împachetez pe milostiv cu orice cremă de ghete și returi, păpuși pe soare. Pot să văd și eu desene? Da, 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 sigur că da. Ia. Am aici niște portrete, câteva pânze. Vai, dar sunt foarte frumoase. Da. Sunt foarte frumoase. Să știți că le iau. Le iau pe toate. Acum mă grăbesc. La revedere, domnișoară Caterina. La revedere, la revedere, Anicuță. La revedere, doamnă. Ne-ați onorat. La revedere. Ce inimă, ce inimă. Copii, ăsta e norocul vostru. Vouă vă datorez această minune, fiindcă n-am cunoscut niciodată asemenea noroc. Așa presimțit că doamna Pavlic o să vă schimbe viața. Dar fi bine, tanti. O să fie. Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă și vom juca hindina. Pe legea mea, nu mi-ar displăcea deloc. Încă aș mai putea face fericit un bărbat. Și pentru asta m-aș lăsa pe cubașa de mândria mea de altă dată. Sărmana mătușă Caterina, m-am gândit la vorbele ei abia mai târziu, când vrăbușirea noastră deveni o realitate. Mândria te pedepsește în viață și nu poți să fericești pe nimeni în ziua în care nu mai ai nimic de dat. Smochina care stă țeapănă în vârful copacului, unde nu ajunge nicio mână să o culeagă, unde nu se apropie nicio gură ca să o muște, când ajunge să se coacă, se usucă, se întărește și moare într-o fie ei nătângă. Să tai, să dai, să dai! Iată marea fericire a vieții și mai ales să dai la timp fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să strești avânturile, durerea, să înhați raza de soare care fuge sau... Continuă, prietene, continuă. Nu pot, uite, mi-e teamă de Epaminonda, dar are o privire așa de ciudată. Și-a îngreștat fălcile, parcă vrea să le fărâme. Epaminonda, ce-i cu tine? Nu-i nimic, mare Naranzaki. Acum mergi până la capăt. Nu e niciun capăt. Ceea ce a urmat a fost o poveste noroadă și scurtă. Doamna Pavlica a revenit însoțită de doi bărbați, meșteri în arta de a răsuci capul atât fetelor tinere cât și celor bătrâne. Și Aurel? Cei doi spuneau că vor încerca să-l vindece. L-au dus la București, într-un spital vestit. 3 luni l-au întors pe toate părțile, dar degeaba. La sfârșit i-au dat drumul cu 2 cârje noi, asta era singura îmbunătățire. În vremea asta, mie, cei doi îmi făgădeau marea cu sarea. Și înșelătoria nu devenea tot mai limpede? Cum să nu? Eram însă hotărâtă să beau cupa până la fund. Și așa va fi până când voi fi dat totul, odată cu viața mea. Nu! Asta nu. Epaminonda, ce ciudat arăți. Ce-i cu tine? Nu, hai să uităm. Să uităm toate astea. Ia uite, s-a făcut ziua. Dar o să ne odihnim puțin. Voi pe divan, eu în pat cu Leu, prietenul meu din copilărie, și apoi, cum e drept, va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru să-mi istorisiți bucurii și suferințe. Și vom cânta. Vom cânta ca altă dată. Vă amintiți? Vă amintiți? Neranțula, fundotii, Neranțula, un sărut. Un sărut pentru Epaminonda. Și un sărut pentru Marco. Nu! Neranțula! Ce-ai făcut, nebunule? Nu am vrut să te sărute. Sunt gheață. Ce-ai făcut, sărmană Epaminonda? Repede, dă fuga de ajutoare, eu încerc să-l timp pe gata. Ce nenorocire! După atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră. Nu. Gata. Gata, am învins suferința. Hai să vezi, Marco. Mă fac repede bine. Abia aștept să ies din spital. A venit judecătorul Epaminonda. Poți să-l primești? Da, desigur, doctore. Poftiți, domnule. Mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Știu cât de neplăcute sunt interogatoriile la patul de suferință, dar asta mi-e meserie. Mare lucru nu am de declarat, domnule judecător. Eu sunt de vină.
Eu l-am scos din sărite. Nu trebuie să-ți povestești viața în fața celor care te adoră. Și niciodată nu trebuie să săruți doi îndrăgostiți deodată. Așadar, vă recunoașteți în întregime vinovată? Da. Eu l-am stârnit. Întrebați-l pe Marco. Adevărat, Marco? Adevărat. Ce vreți, dacă aș fi fost mai înțeleaptă, n-aș fi fost eu. Sunt așa și mă simt foarte bine așa cum sunt. Da, vom vedea. Să fie adus acuzatul. Da. Judecătorul a cerut să fie introdus acuzatul. Haideți. Epaminonda. Epaminonda. Te-au pus în fiare, dragul meu. Astfel îi vorbești călăului dumitale? Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, Epaminonda. Nu știam că mă iubești atât de tare. Iartă-mă. Epaminonda. Aman, bre. Aman, bre. Așa se tânguie tot timpul. În rest, e mut și nepăsător. E, da, e timpul să ne retragem vă și noi. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoară, pentru declarație. Fii cu noi, Marco. Nu. Nu mai rămâne câteva clipe cu mine. Hai. Ai văzut? Epaminonda mai poate să plângă. Aurel a plâns? Deloc. Nu mă miră. Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii, oprindu-i bătăile. Marco, da. Să-l iubești pe Aurel. Fii prietenul și fratele lui. El e singur pe lume. Dacă mă iubești, nu-l uita niciodată pe Aurel. N-am și împrietenit. Aș putea spune că ne simțim deja uniți pe viață. Așa mă simt eu acum cu Epaminonda. Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta. Acum suntem legați pe viață și pe moarte. Da. Așadar, Epaminonda a câștigat partida. Și tu, Neranțula, ai apucat brațul celui mai tare. Da. Am făcut-o, să țin minte, sărutând mâna care m-a lovit. Înțeleg. Înțeleg foarte bine. Eu am să plec departe, Neranțula. Am să-l iau cu mine și pe Aurel. Pentru sănătatea lui, a noastră. Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco. Și nu mă dezamăci. Fii fratele și prietenul lui Aurel. Prietenie, dragoste. Prietenia crește prin statornicie și orice necredință este pentru ea de neînțeles. Cu cât suntem mai mulți prieteni, cu atât e mai bine. Dragostea, dimpotrivă, e egoistă. Nu îl îngăduie pe un al treilea. Idealul de a vedea prietenia îmbinându-se cu iubirea, făcând cu ea casă bună, nu îl poate atinge nimeni pe deplin, fără a se descotorosi de cele mai arzătoare pasiuni ale sale. N-am știut-o decât mult mai târziu. Aurel iubea în Neranțula femeia, ca și mine, dar el era mai presus de orice un prieten prin vocație, sacrificându-și dragostea de bărbat. Și această jertfă, autoimpusă cu voioșie până la apariția noastră, l-a doborât după sângeroasa ieșire a lui Epaminonda. Niciodată n-am suferit văzând pe Anicuța făcând cu viața ei ceea ce făcea. Dar mă ucide gândul că un bărbat ar putea să o ceară pătimașul meu pentru el. Pentru el singur, că ar putea să ne-o smulgă în întregime și că ea, ea s-ar putea lăsa să fie luată toată. Dacă Epaminonda a reușit acest lucru, nu e mai puțin adevărat că a fost zdrobit de propria lui victorie. Nu-ți dai seama? Neranțula îi scapă în întregime. Vezi tu, Marco, am înțeles din păcate prea târziu.
Cea mai bună dintre femei e mai lesne de cucerit prin forță brutală decât prin afecțiune. Nu e chiar așa. Hai, nu te întrista. Acum călătorim, avem atâta lucruri extraordinare de văzut. Ce folos, ce folos cu viteza asta jalnică a cârjilor mele. Cum să mă avânt spre dunele deșertului, spre siluetele minaretelor, spre atâta neasemuite priveliști. Eu am în schimb două picioare zdravene, spate solid și inimă de prieten. Da, și calabalâcul nostru, totul vei purta. Calabalâcul nostru? Două pături, două cămăși de schimb și cele trebuincioase pentru desenele tale. Da, totuși e ceva, nu? Da, de unde? Prieten și calabalâc, dacă port pe umeri, vei 45 de kilograme. În timpul marilor manevre, soldatul român duce în spate cu un kilogram mai mult, mai puțin un prieten și o prietenie. Uite, uite, promit să-ți ușurez povara. Voi dărui toate schițele și portretele pe care le-am făcut aici. A, nu, nu, asta nu. Atâtea desene semănate pe lungul nostru drum. Ce operă frumoasă, pierdută pentru totdeauna. Dar cum pierdută, cum pierdută? Țăranii ăștia sunt mai fericiți să aibă schițele mele decât indivizii de la noi care mi le cumpără din milă disprețuitoare. Valoarea unei opere stă în fericirea pe care o naște, nu în prețul cu care e împopoțonat. Ești un om și un artist, Aurel. Te admir. E atât de greu să rămâi bun și cinstit în mijlocul unei lumi unde totul e stricăciune. O spun fără ură. Știu că nimeni nu poate sări mai sus decât bolul pălăriismului. După tine, Marco, ce un artist? Nu știu. Un favorit al întâmplării, așa cred. Un favorit al întâmplării care îl face să se nască înzestrat cu puterea de a-și exprima simțămintele. Așa cum privighetoarea iese din cuib și începe să cânte. Nu, 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 nu văd aici niciun merit. Ar fi un merit, nu știu, dacă aș face cu propriile mâini și fără să fi văzut vreodată o pereche de ghete tot atât de perfecte ca și cele ieșite din mâna unui bun și vechi cizmar. Suntem, ascultă-mă pe mine, Marco. Suntem niște bieți diavoli, mai mult sau mai puțin înfumurați. Dar începem să fim oameni și artiști atunci când suntem simțitori la întreaga suferință omenească și ne străduim să înlăturăm răul pricinuit lumii de egoism. Arta e după tine un război? Un război cu propria noastră imperfecțiune omenească? Așa cred. Nu. Arta e întâi de toate generozitate, un balsam care întrece toate bucuriile pământești. Pe tine generozitatea te ajută să poți îndura greutățile vieții? Nu știu. Spune tu, Marco, n-ar fi fost mai bine ca omul să rămână sălbatic, dar să-și păstreze întreagă bunătatea? Nici o inimă n-a știut să prețuiască generozitatea ca el, nici să se răzvrătească mai fățiș, mai sincer împotriva supritorului. Niciodată mila, mergând până la împărțirea codrului de pâine, n-a fost risipită de cineva mai din belșug decât de Aurel, paraliticul și tuberculosul, față de cei pe care îi socotea mai nenorociți ca tăți. Aurel, spune, ce-i cu tine? Îmi ascunzi ceva. De câteva zile nu mai vrei să ieși din casă. Ori te-ai săturat de hoinăreala pe umerii mei. Dacă ai ști. Am primit vești despre Anicuța. Ce spui? Hai spune repede, ce ai aflat? E tot la Brăila? Nu. Nu. A dispărut de acolo de vreo 3 luni. Cu Epaminonda, desigur. Da, cu Epaminonda, care a nebunit, a ajuns idiot. Cum? Sărmană Naranțul. Și ție ți-e dor de ea, nu-i așa? Eu stau ceasuri întregi și privesc portretele. La ce bun. Morți. De 2 ori morți sunt cei care dispar. Vreau să-ți destăinuiesc un secret dureros, prietene. Să știi, inima mea a fost cea care a primit lovitura de pumnal dată Neranțulei. Eu sunt cel căzut, ca să nu mă mai ridic niciodată. La doar 2 ani după drama din șanț, îngropam biata rămășiță trupească în care bătuse marea inimă a prietenului și artistului necunoscut ce fusese Aurel. Acum eram singur și mă simțeam mai nenorocit decât în vremea când vindeam portocale și lămâi alături de Epaminonda. Cu gând să mă întorc acasă, am luat vaporul spre Constantinopol, unde am rămas timp de o săptămână, cu treburi. Băiete,
Adu-mi repede o cafea și câteva narghilele. Îndată, efendi. Amare. Amare. Nu se poate. Epaminonda. Chiar el e. Epaminonda! Tu? Aici? Este... Marco. Neranțula, spune-mi, unde e Neranțula? Tu îi spui încă Neranțula? E acolo, înăuntru. Nu îi se mai zice acum decât Anicuț. Ah, acest acum cântărește mai greu decât 1000 de spânzurători. Marco! Neranțula! Marco! 8 ani de când ne-am văzut. 8 ani. Spune, e adevărat că el a murit? Mort, Anicuță. Odată pentru totdeauna. Amanbre, Amanbre. S-a întopit și de tot cu veșnicul lui Amanbre. Am adus cafelele și narghilelele. Mulțumesc. Deși drept să spun, nu prea mai am chef să-mi savurez cafeaua și tutunul. Te-a tulburat într-atât revederea noastră? Dacă ești. În toți acești ani am fost atât de împovărat de întreaga mea avuție sufletească. Și cât aș fi vrut să-mi fie îngăduit să mă tângui și eu puțin. Să te tângui? Da, Neranțula, să scâncesc. Să spun ce sunt. Un biet om purtând povara acestei apăsătoare avuții pe care nimeni nu o vrea. Amintirile noastre? Amintirile noastre. Comoară nesecată și copleșitoare. Mină de dragoste tânjind după cazmaua adevăratului miner, care întârzie să o cerceteze, care întârzie să o facă să înflorească la soare. Amandre. Vorbește, vorbește, Marco. Amandre. Vorbește, îmi place așa de mult să te ascult. Spune, cum te descurci printre străini? Uită-te bine în jurul nostru și ai să înțelegi. Vezi mulțime de făpturi umane. Dar ce să faci cu acești oameni care te privesc ca niște viței, care câteodată se iau după tine, apoi te lasă să cazi tocmai când vrei să-ți reverși la lumină avuția sufletului? Nu mi-ai spus cu ce te ocupi. M-am specializat în cunoașterea pietrelor prețioase. Sunt chemat pretutinde pentru tot soiul de afaceri. Expertize, cumpărări, vânzări, schimburi. Și ai de-a face cu fel de fel de oameni, nu? Vin toate păturile sociale. Prieteni ți-ai făcut? Prieteni? Da. Dacă aș fi încercat să însuflețesc morții, aș fi obținut poate un rezultat mai bun. De pe când așa? Nimic. Nici un aurel, nici un epaminondă. Doar crâmpeie de oameni. Crâmpeie, pur și simplu. Și ce ai de gând? Să retrăiesc pe urmele trecutului. Să-mi reîmprospătesc visele acasă, în România. Privește-i bine pe cei din jur. Îmi vine să le strig. Ei, viermișorilor, sărmani oameni cum se cade, care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea voastră stătută, care nu bănuiți deloc nemărginirea și măreția vieții. Viermușorilor vrednici de milă, la voi totul e teamă și prudență, bucuria ca și suferința, niciun chiot de plăcere care se răzbată până la ceruri, niciun răcnet care să răsune în adâncul ființei, lipsiți de cea mai mică expresie a feței și orbi până într-atât încât să nu vă recunoașteți unii pe alții. Viermișorilor, dar mă întreb dacă prudența voastră nu-i mai degrabă un beteșug al inimii decât o plagă creierului. Sărmane de voi, oameni cum se cade. Nu se oare mai fericiți? Spune, Marco, soarele nu-i atinge, furtuna nu-i tulbură. Amanbre. Ia uite. Amanbre. A doua zi, Neranțula ținea morțiși să merg să văd orașul. Mă lăsai mai mult târât, fără să aud ceva, fără să văd nimic altceva decât pe Epaminonda, gătit ca de duminică. Aerul lui de pensionar de ospiciu, muțenia și zâmbetele lui tâmpe atrăgeau privirile tuturor. Marco... E drăguță, Anicuța, nu? Da, prietene, e drăguță. Îți place de ea? Sigur că îmi place. Hai, taci, nu mă mai scodi. Pe ce-l dojenești? Mă iubește mult, săracu. Amandre, amandre. Aici suspinul ăsta l-auzi la fiecare pas. Te face întotdeauna să tresari. Ca și melodia obișnuită pe care Barcaccio o cântă pe Bosfor. Ce zice de o plimbare pe Bosfor? Știu și eu. Haide! Uite o barcă fără Barcaccio, ne putem urca? Da, bineînțeles, cine ne oprește?
Vâslesc eu! Cu câte dumneții l-au acceptat să fie mine? Să spun drept, mi-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru. Aman! Bosforul e așa de tăcut, ca un cimitir. Pe cornul de aur licăresc luminițe. Ca niște suflete zgribulite. Am văzut ceva. Ne-am îndepărtat de mal. Nu-mi place tăcerea asta. Nici un cântec, nici o tânguire. E un amurg trist. Așa cum stați amândoi la pupă, înlănțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipul. Marco, ți-amintești cântecul? Pe malul mării, pe prundiș, neranțul a fundi, o fricioară șcletea fusta. Neranțula, potolește-te! Neranțula, potolește-te, neranțula! Neranțula, potolește-te, ieși rău! Neranțula, fundi! Ajutor! De ce chem? De ce chem după ajutor? Neranțula, potolește-te! Ce faci? Nu te scura, nu-i acum ești! De câțiva pași în parcă! Neranțula, potolește-te! Părinte, vin să te sărut ca altă dată! Neranțula, fundi! Îl sărut pentru Marco! Am văzut într-o clipă totul. Cu o zvâgnitură de braț, ca un gest de cosaș, Epaminonda îi înlănțui mijlocul și dispăru cu ea în apa neagră. N-au mai revenit la suprafață. De teamă să nu-i fi răpită încă o dată aleasa inimii. Ați ascultat Neranțula, de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Neranțula, Carmen Galin; Marco, Adrian Pintea; Epaminonda, Dan Condurache; Mama, Ica Matache; Patroana, Dorina Lazar; Pepenarul, Boris Petrov; Caterina, Ruxandra Sireteanu; Aurel, Răzvan Ionescu; Miu, Mircea Dascaliuc; Vizitiul, Alexandru Lungu; o vecină, Elena Nica; un vecin, Ion Angel; al doilea vecin, Sorin Gheorghiu; judecătorul, Matei Gheorghiu; cafegiul, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Valentin Teodosiu, Corina Negrițescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Daniel Horhocea, Horia Dascălu, Andrei Duban, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.